Apariția unei arme care să îmbine mobilitatea și protecția luptătorilor a avut loc cu peste 4500 de ani în urmă. În diverse variante a existat în majoritatea armatelor lumii, în Asia, în Africa și în Europa, timp de mii de ani până la apariția armelor de foc. Ingeniozitatea umană s-a străduit să perpetueze carele de luptă și în noile condiții. Mărturie stau invențiile lui Vaturio, Leonardo da Vinci, Augustino Romelli ori James Cowan. Reapariția carelor de luptă într-un teatru de război a avut loc aproximativ 500 de ani mai târziu, la 15 septembrie 1916, în Franța, în timpul bătăliei de pe râul Somme. A apărut ca o necesitate pentru dinamizarea acțiunilor de luptă încremenite în tranșee, tancul s-a dovedit a fi principalul mijloc pentru ducerea războiului în mișcare, impunându-se de la început ca un mijloc de luptă eminamente ofensiv. Prin mobilitate, protecție, putere de foc, putere de izbire, el a schimbat definitiv, împreună cu avionul, fața războiului. După primul război mondial, generalul german Johann von Zwell avea să spună: nu geniul mareșalului Foch ne-a învins, ci generalul tank. Pornind de la nevoile reale de apărare a țării întregite, România a fost printre primele țări din sud-estul Europei care și-a înzestrat armata cu tehnică blindată. La 1 august 1919 se înființează primul batalion de care de luptă la Mihai Bravu, iar la 25 decembrie 1920 ia ființă prima unitate de tancuri prin transformarea batalionului în regimentul carelor de luptă. Primul car de luptă a fost modelul Renault FT-1917, cel mai bun de pe câmpurile de luptă ale primului război mondial. Perioada interbelică este etapa de creare a armei tancuri în cadrul trupelor terestre ale armatei române. Preponderența liniei conservatoare a Consiliului Superior al Armatei, cât și stadiul dezvoltării economice a țării, fac dezvoltarea tancurilor ca armă să fie greoaie. În anii 1936 și 1937, armata română este înzestrată cu tancuri R1 și R2, fabricate în Cehoslovacia de Skoda și cu Renault 35. La 1 octombrie 1939 se înființează Brigada Motomecanizată, prima mare unitate de acest gen din armata țării, unitate care, în ianuarie 1941, devine Divizia 1 Motomecanizată, iar la 26 februarie 1941 devine Divizia 1 Blindată. După intrarea României în sfera de influență a Germaniei, armata a fost înzestrată și cu 22 de tancuri medii germane, T3 și T4. Înzestrarea într-un ritm ineficient și cu mari neajunsuri tehnice legate de fiabilitatea scăzută, lipsa personalului de specialitate, achiziționarea de tehnică de la diversi producători, a făcut ca, la începutul celui de-al doilea război mondial, structurile de tancuri din armata României să fie insuficient instruite și dotate, cu probleme pe linia asigurării mentenanței și cu aspecte încă neclarificate în ceea ce privește tactica de armă și utilizarea lor la nivel tactic. În ciuda acestor deficiențe, la 16 iulie 1941, orașul Chișinău a fost cucerit exclusiv de Divizia 1 blindată. Jertfa de sânge, dată în cele 26 de zile de luptă cât a durat eliberarea Basarabiei, a fost de 110 morți, 364 răniți și 29 de dispăruți.
În cadrul operațiunii ofensive Odessa, la 21 august 1941, generalul Ion Sion, comandantul diviziei 1 blindată, raporta marelui cartier general al armatei a 4-a, citez: rămânând numai cu 20 de care de luptă, nu mai puteam face față cerințelor ca mare unitate blindată. Am încheiat citatul. La 16 octombrie 1941, odată cu ocuparea Odesei, la care a contribuit și divizia 1 blindată, și detașamentul Moto, colonel Eftimiu, detașamentul 1 Asalt, în linii mari, campania anului 1941 s-a încheiat. Din 134 care de luptă mai erau disponibile 23. Divizia 1 blindată a fost trimisă în țară în vederea reorganizării și refacerii, care au durat un an de zile. În timpul bătăliei de la Cotul Donului, unde a rezistat eroic timp de 36 de zile atacurilor trupelor sovietice, divizia 1 blindată s-a redus la două companii de vânători Moto, o companie anticar și un pluton de care de luptă. Drept urmare, este trimisă din nou în țară, unde ajunge la 31 martie 1943 pentru o nouă etapă de organizare și refacere, care a durat până la 19 august 1944. Tanchiștii români din regimentul 2 care de luptă au participat la operațiile de apărare ale trupelor române și germane din Cuban și din Crimea de la 21 iulie la 24 octombrie 1943. Până la sfârșitul primăverii anului 1944, întreg detașamentul a revenit în țară. În vara anului 1944, până la 23 august, trupele de tancuri au luat parte la bătălia Moldovei. După 23 august, au participat la refacerea integrității teritoriului național, iar apoi, până la sfârșitul războiului, la campania împotriva Ungariei și Germaniei, luptând în Ungaria, Cehoslovacia și Austria și îndeplinindu-și cu cinste misiunile încredințate. După război, cadrul general în care a evoluat întreaga armată română, inclusiv componența sa blindată în următorii 45 de ani, a fost marcată, pe de-o parte, de influențele și presiunea noului centru de putere din estul Europei, iar pe de altă parte, de presiunile ideologice executate asupra organismului militar al țării, din interior, de către Partidul Comunist aflat la putere. La 14 mai 1955, România devine parte din Tratatul de la Varșovia. Competiția dintre acesta și NATO și-a pus amprenta pe întreaga evoluție a Armatei României, de la doctrină și până la instrucție și înzestrare. S-au introdus succesiv, în dotarea trupelor blindate, tancurile sovietice T-34, T-54 și 55 și T-72. În urma ocupării Cehoslovaciei de către statele membre ale Tratatului de la Varșovia, această armă, eminamente ofensivă, a devenit o armă dedicată conceptului de război al întregului popor. Neîncrederea în partenerii din Tratatul de la Varșovia, inexistența până în 1981-1982 a unei producții naționale de tancuri și dependența privind înzestrarea cu aceste mijloace de cumpărarea lor din Uniunea Sovietică, Cehoslovacia sau Polonia, acești factori au influențat negativ evoluția armei în Armata României. După 1968 se fabrică transportoare amfibii blindate și familia de tancuri TR-77-580. În anii 80 se fabrică familia de tancuri TR-85 și tancul TR-125 serie mică, au fost doar 5 tancuri. Cu toate neajunsurile create de adoptarea tacticii de armă de inspirație sovietică, a dezvoltării unor structuri de tancuri de dimensiuni uriașe pentru resursele armatei române, a lipsei pieselor de schimb și a unei mentenanțe grevată de constrângerile economice adoptate în vederea rambursării datoriei externe, din punct de vedere al evoluției, această perioadă a fost apogeul armei tancuri.
Deși în 1990 armata României avea în dotare de peste 20 de ori mai multe blindate decât avea la intrarea în al doilea război mondial, din cauza dezvoltării economice și industriale a țării, România nu a fost niciodată capabilă să se doteze cu tancuri de ultimă generație. Restructurarea armatei României după 1990 a însemnat diminuarea considerabilă a numărului de tancuri până la nivelul acceptat de prevederile acordurilor și tratatelor internaționale la care România este parte. Numărul vehiculelor blindate s-a redus cu 53%, de la 3928 la 1475. S-au desființat eșaloanele divizie și regiment de tancuri, fiind înlocuite cu mari unități de tip brigadă și unități de tip batalion. S-a modernizat tehnica existentă. Astăzi, în condițiile unei puternice instabilități politice și militare, ce se manifestă la nivel global, pe fondul existenței unor situații conflictuale în apropierea granițelor naționale, apare necesitatea înzestrării forțelor terestre cu noul tank principal de luptă multirol, adaptat noilor condiții, cât și celor de perspectivă ale câmpului de luptă. Așa cum spunea Alvin Toffler, blindatele, inclusiv tancurile, sunt singurele mijloace compatibile cu războiul în mișcare.